Bine v-am găsit, dragii mei, numele meu este Bogdan Curta și astăzi vă voi vorbi despre emulatoarele USB. Ce este un emulator USB? Un emulator USB este un dispozitiv care se conectează în locul unității de floppy disk. În loc de dischetă, veți putea să instalați în aparatul dumneavoastră, indiferent că este vorba despre o orgă electronică, Yamaha, Korg, etc., sau un utilaj CNC, un utilaj industrial cu control numeric. Scoateți unitatea de dischetă din aparatul sau instrumentul dumneavoastră muzical și introduceți acest emulator USB, astfel încât în locul dischetei veți introduce informația pe un banal stick. Este vorba despre un stick USB pe care îl găsiți oriunde în comerț. Noi comercializăm astfel de echipamente, vi le livrăm oriunde în țară. Puteți să ne contactați la numărul de telefon mai jos afișat. Toate produsele, bineînțeles că sunt noi și sigilate, și vom alege unitatea de emulator cea mai potrivită pentru echipamentul dumneavoastră. Trecând la această nouă soluție, veți lucra cu un stick pe care toți îl avem. Puteți să puneți ce informații doriți, puteți să-l conectați și la un computer, iar astfel munca dumneavoastră este infinit de mult ușurată. În primul rând, capacitatea de stocare este mult mai mare. Pe un banal stick USB puteți pune de mii de ori mai multe informații. Nu exagerez când spun mii de ori, realmente de mii de ori mai multe informații decât pe o dischetă. În al doilea rând, dragii mei, timpul trece și odată cu el și tehnologia se înnoiește. Dischete nu se mai găsesc sau dacă se găsesc creează tot mai multe probleme pentru că e bandă magnetică, se uzează, se demagnetizează, dau erori. Pe de altă parte, unitățile floppy încep să cadă, să cedeze odată cu timpul și nu se mai fabrică, nu mai aveți soluții. Poate că aveți o orgă foarte bună, foarte performantă, la care țineți foarte mult. Poate că utilajul dumneavoastră, mașinăria dumneavoastră de brodat sau de prelucrat lemnul sau metalul, sunteți foarte mulțumit de utilajul dumneavoastră, n-aveți de ce să-l înlocuiți. Și totuși vă ține în loc problema asta cu dischetele și faptul că nu se mai produc dischete. Iată că a venit și soluția, nu trebuie să disperați, totul se rezolvă cu răbdare. Procedura de instalare este foarte simplă, nu trebuie să lipiți nimic, nu aveți nevoie nici de electronist, se face doar o simplă mufare. Acum întrebarea este, un emulator USB pentru Yamaha merge și pentru Korg sau merge pentru o mașinărie CNC? Răspunsul aici este unul foarte relativ. Teoretic nu. Chiar dacă uneori sticul este citit, vor apărea erori pentru că există niște coduri specifice. Mufarea este identică, da, dar viteza de lucru a aparatului, sincronizarea cu orga sau cu mașinăria CNC, astea sunt unice și dacă nu e o compatibilitate bună, apar erori. Erori pot să apară în funcție de modele și de cum le combinați, din 5 în 5 minute sau din oră în oră, și nu-i deloc plăcut. De aceea cel mai bine e să-mi spuneți ce orgă aveți sau ce aparat aveți și în limita posibilităților să vă ofer modelul optim pentru echipamentul dumneavoastră. Puteți să comandați online acest emulator USB, aveți aici jos numărul de telefon, facem livrări prin curier rapid, oriunde în țară și emulatorul ajunge la dumneavoastră în cel mai scurt timp. Acelora dintre dumneavoastră care sunt muzicieni și cântă la orgă, vreau să le spun că pentru orgile Yamaha am ritmuri și pachete realizate cu multă, multă trudă și profesionalism.
Vă mulțumesc frumos pentru vizionare și până la următoarea întâlnire, Doamne ajută!